Bună dimineața tuturor, bine ați venit, vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Vreau să încep prin a vă spune că sunt foarte mândru de voi, generația tânără, care de la an la an se dezvoltă din ce în ce mai frumos și mai armonios. Pe lângă rezultatele deosebite pe care le aveți la școală, vă implicați din ce în ce mai mult în acțiunile de voluntariat, în activitățile asociațiilor neguvernamentale, ceea ce înseamnă că avem o speranță pentru ziua de mâine, că voi, tânăra generație, veți fi capabili să gestionați așa cum trebuie interesele unei comunități și ale unei țări. De asemenea, vreau să felicit și cadrele didactice care și-au dedicat timp și muncă pentru a vă fi alături, pentru a vă ajuta în dezvoltarea voastră profesională, dar și personală, și merită toate apreciere din partea noastră. O mare parte din rezultatele dumneavoastră sunt și meritul muncii cadrelor didactice. Și de asemenea, nu trebuie uitați nici părinții voștri, cei care vă susțin zi de zi, cei care vă asigură tot ceea ce este necesar pentru a vă dezvolta cât mai frumos și pentru a vă dezvolta cât mai multe deprinderi și o dezvoltare personală cât mai frumoasă. În acest parteneriat între cei trei piloni, alături de administrația publică locală, putem construi o comunitate puternică, o comunitate frumoasă, o comunitate care să se dezvolte de la un an la altul și care să ofere mult mai multe condiții de viață frumoase aici la Roman, un municipiu roman care se dezvoltă de la un an la altul, un municipiu roman care reprezintă ca un magnet așa pentru tânăra generație și după desfășurarea studiilor voastre, sper să vă întoarceți într-un număr cât mai mare acasă la Roman, pentru că Romanul întotdeauna va fi locul vostru de suflet și Romanul va fi orașul natal pe care voi veți fi mereu foarte mândri, iar noi, ca autoritate publică, vom face tot ce este posibil să vă facem și mai mândri de orașul vostru. L-am invitat alături de mine să fie prezent să vă transmită câteva cuvinte, cel care a fost inițiatorul Galei de Excelență în Educație, actualul deputat Laurențiu Dan Leureanu, fost primar al municipiului Roman. Vă rog, domnule. Vreau să vă salut și eu, să vă urez la mulți ani cu ocazia zilelor municipiului Roman, să salut această manifestare, să-l felicit pe domnul primar, pe colegii din primărie că continuă această tradiție frumoasă, Gala Excelenței în Educație, un reper important în cadrul zilelor municipiului Roman, pentru că, parafrazând un mare scriitor, aș spune că dacă educație nu e, nimic nu e, așa încât, dincolo de faptul că am un parteneriat pentru acest domeniu de activitate, iar această profesie îmi este foarte dragă și foarte aproape, încerc să fiu și foarte clar văzător și să spun că fără educație nu putem vorbi despre un popor demn, despre o națiune dezvoltată, suverană, independentă și în gândire și în acțiuni. Vreau să vă felicit și să salut faptul că de la an la an la Roman se obțin tot mai multe și mai frumoase rezultate. Înțeleg că în acest an deja s-a depășit cu mult suma alocată anul trecut de jumătate de miliard de lei pentru a premia elevii, cadrele didactice, această echipă față de care trebuie să avem un respect și fără de care nu se poate asigura succesul. Peste 630 de milioane vor ajunge din bugetul local în premii pentru cadre didactice, pentru elevi, cei care s-au implicat și au atins în alta performanță. Este un lucru meritoriu, mai ales într-un an în care, așa cum știți, bugetele au fost văduvite prin anumite măsuri care s-au luat la nivel național. Nici primăria municipiului Roman nu
nou este într-o situație mai fericită, având diminuat drastic bugetul, dar cu toate acestea s-au făcut eforturi pentru ca educația, excelența, performanța să fie premiate și pentru acest lucru îl felicit pe domnul primar că continuă această tradiție, că a reușit să găsească soluții pentru ca educația să rămână pe locul întâi aici la Roman. Prin excelență, prin performanță, dar sigur și prin tot ceea ce înseamnă învățământul de masă. O comunitate mai bine pregătită, mai bine educată, aduce un plus. Nu poate imediat, dar sigur pe termen mediu și lung, vom vedea, așa cum s-a spus, că Romanul este un pol de dezvoltare aici în centrul Moldovei. Și vă spun acest lucru și din punctul de vedere, din observațiile colegilor mei din celelalte localități din țară, care mereu observă și văd că Romanul este într-o expansiune economică, într-o dezvoltare socială, dar iată și în ceea ce înseamnă educația dumneavoastră, sunteți artizani, sunteți martori, sunteți cei care anunțați clar, Romanul merge mai înainte pe calea performanței. Vă mulțumesc, vă urez mult succes, sănătate și bucurii părinților! Mult succes și Doamne ajută! Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule deputat! În cele ce urmează, vom trece la acțiunea propriu-zisă de premiere. O să am rugămintea să creăm un flux, mușcarea să fie din partea dreaptă a scenei, partea dreaptă a mea, partea stângă a dumneavoastră. Ulterior, trecem pe la colega mea pentru a semna și facem coborârea pe partea cealaltă. Îi voi preda ștafeta colegului meu, Sebastian, pentru a da citire tuturor celor care astăzi vor fi premiați și vă aștept pe fiecare de scenă pentru a primi felicitările noastre. Vă mulțumesc! Să începem, zic? Primul elev premiat la Gala Educației în Excelență, Gala Excelenței în Educație 2019, este Afanase Ciprian de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul de față de viață, a fost reuziune pentru profesor-formator Anite Ilian, pregătește Abu David, de la Clubul Sportiv Bau Roman. Pentru locul 3, Atacanul European pentru copii și junior, Zurich, Elveția, profesor-coordonator Cristian Mihai. Urmează Ailin Căindumitre, de la Liceul Tehnologic Vasile Liceul Teologic Episcop Melchisedec, locul 3 la Olimpiada de Religie Fază Națională, profesor coordonator Ivan Florin. Urmează Ailioare Bianca Andreea, de la Colegiul Național Roman Vodă, mențiune la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire, profesor coordonator Poenar Alexandra și Prisacaru Roxana. Marie Dana Ecaterina, de la Clubul Sportiv Bau Roman, locul 3 la Campionatul Național pentru Juniori și Seniori, coordonator Mihai Cristian. Urmează Andrei Ștefania Basilica, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Limba Spaniolă, etapa județeană, profesor coordonator Mărza Cristian Oana. Antron Maria Emilia, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Limbi Clasice, Limba Latină, etapa județeană. Tudor Nicoleta, profesor coordonator. Alice Cristian Andrei, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la concursul de chimie Magda Petrovana, profesor coordonator, Costaru Cristina. Anton Andrei Adelin, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francesc de Assisi, premiul 3 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Severin Irinel Ioan, profesor coordonator. Urmează Apostol Daria, de la Liceul cu program sportiv, locul 2 la Campionatul Național de Iarnă de Aruncări Lungi, Aruncarea Ciocanului, profesor coordonator Floroiu Emilian. De la Școala de Artă Sergiu Celibidache, premiul 3 la concursul național de interpretare pianistică Carl Cerni, Piatra Neamț, profesor coordonator Voinea Lia.
Ioan Alexandru, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Mențiune la baza națională Olimpiada Tehnică. Curpă Daniel Picărici, Loredana Stolnean, Mărioara Lăduț, Mesămeara, profesor coordonator. Aurencei Tudor Paul, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Geografie, etapa județeană, locul 2 la concursul național GeoInfo Virtual, Macovei Claudia, profesor coordonator. Se pregătește Paul Mătălina, de la Clubul Sportiv Paul Roman, locul 2 și locul 3 la Campionatul European pentru copii și juniori, profesor coordonator Cristian Mihai. Se pregătește Bălan Adelin, de la Box Club Municipal Roman, locul 2 la Campionatul Național de Tineret Târgu Jiu 2018. Radu Ocuparu și Dolciu Jean, profesor coordonator. Urmează Pălar David Marius, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, premiul 1 la Olimpiada Județeană de Religie Romano-Catolică. Sofronie Mariana, profesor coordonator. Iulia Diana, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 2 la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa județeană. Profesor coordonator Bejan Lucia Gema. Continuare, Valent Leonard, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Informatică, etapa județeană. Profesor coordonator Moldovan Florin. David Andrei, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 3 la concursul național de geografie, TERA, etapa națională, și locul 1 la campionatul național pentru juniori și seniori. Mihalache, Ionela și Cristian Mihai, profesori următori. Urmează Bălăin Ferrares Matei, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, premiul 3 la concursul național de matematică Lumina Mea. Profesor coordonator, continuare, Păltoi Teodor Ioan, de la Colegiul Național Roman Vodă, medalie de bronz la Olimpiada de Informatică, etapa națională, locul 1 la Olimpiada Județeană de Matematică și locul 3 la concursul național de fizică FI. Profesor coordonator Moldovan Florin, Ursărescu Marian și Merfea Romeo. Se pregătește Bărbuceanu Alexandra, Clubul Atletic Roman, locul 2 la Campionatul Național Copii, Lup de București, Artene Dumitru, profesor coordonator. Urmează Bârgăoanu Iarin Cristian, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, profesor coordonator Ursărescu Marian. Continuare, Legenariu George, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2 la concursul regional Probleme Actuale ale Omenirii. Ungureanu Marelena, profesor coordonator. Se pregătește Bejenescu Băgușanu Ștefan, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, cu locul 2 la Olimpiada de Limbă Engleză, etapa județeană, profesor coordonator Grădinariu Crenguța. În continuare, Benicia Iulia, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, mențiune specială la Olimpiada de Limbă Franceză, etapa națională, profesor coordonator Aruștei Dana. Se pregătește Veșleagă Delia Lorena, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 2 la Olimpiada Județeană de Turism și Alimentație, profesor coordonator Ivancio Alexandra Gagniuc Georgeta. Beța Damian, continuare, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, premiul 1 la concursul național de teatru medieval pentru elevi și fișoară. Cornel Comarul, profesor coordonator. Vlad Marian, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2 la concursul de chimie pentru ponii fază județeană. Leanca Paula, profesor coordonator. Se pregătește Vlad Martina, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Limbi Clasice, limba latină, etapa județeană. Tudor Nicoleta, profesor coordonator. Urmează Căjuții Bogdan Ionel, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 3 la Olimpiada Tehnică, etapa județeană. Munteanu Nicoleta, Barbu Doina, Lemnaru Minadora și Iordache Elena, profesor coordonator. Se pregătește Bogleș Marius Andrei, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2 la concursul de chimie pentru poni, faza județeană. Anițe Liliana, profesor coordonator. Urmează Borca Lorena Cristina.
Cristina, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Limbi și Literatură Română, etapa județeană. Pisacaru Roxana, profesor coordonator. Continuare, Bordei Laiu Caterina, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Fizică, etapa județeană. Radu Cristina Manuela, profesor coordonator. Urmează Borș Andreea Miruna, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Limbă Engleză, etapa județeană. Santu Laura, profesor coordonator. Se pregătește Brandiu Carmen Mihaela, de la Colegiul Tehnic pentru Poni, mențiune la Olimpiada Aria Curriculară Tehnologii, domeniul protecția mediului, faza națională. Niță Maricica, David Paraschiva, asistenta Iulia, profesor coordonator. Se pregătește Brașovanu Andrei Constantin, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2 la Olimpiada Tehnică, etapa județeană. Ploștiță Lăcrădeara, Ungureanu Marlena, Tutu Mihai, profesor coordonator. Urmează Bulai pentru Victor, de la Colegiul Național Roman Vodă, etapa, locul 3, Olimpiada de Fizică, etapa județeană, locul 2 la concursul Național de Fizică, FII. Radu Cristina Manuela, profesor coordonator. Urmează Bulai Andrei Cornel, de la Colegiul Tehnic Iron Costin, locul 3 la concursul școlar, concursul pe meserie, etapa județeană. Puiu Gheorghe, Stanciu Valentin, Rusu Constantin, Dimitriu Cătălin Dac, profesor coordonator. Urmează Bulai Narcis Mădălin, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Limbă Franceză, etapa județeană. Rachieru Teodora, profesor coordonator. Bulai Petru Ionuț, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 3 la concursul de matematică Adolf Haimovici, faza națională, Bulai Ionuța, profesor coordonator. Urmează Bulai Vasile Radelin, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 3 la concursul de chimie pentru poni, faza specială. Leacă Paula, profesor coordonator. Pregătește bulgarul Constantin Dragoș, de la Clubul Sportiv Bau Roma, locul 1 și locul 3, la campionatul european pentru copii și juniori, Filip Elveția, Cristian Mihai, profesor drumător. Urmează Bunătate Roxana, de la Clubul Atletic Roma, locul 2, la campionatul național junior 3, lupte Onești, Obreja Mihaela, profesor coordonator. Se pregătește Burghelia Daria Elena, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de Limba Rusă, etapă județeană. Strate pentru profesor coordonator. Urmează Burlacu Denisa, de la Clubul Atletic Roma, locul 1, la Colegiul Național, la Campionatul Național Junior 4, lupte 2 mai. Obreja Mihaela, profesor îndrumător. Continuare, Bursuc Luca Ștefan, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, la concursul național de matematică Lumina Med, Leoreanu Anca Loredana, profesor coordonator. Se pregătește Puterică Radu Andrei, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1, la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, profesor coordonator, Cursărescu Marian. În continuare, Bunaru Maria Simina, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, Marele Premiu la Concursul Național Ștefan Procopiu, Piatra Neamț, mai 2018 și premiu special la Concursul Interdisciplinar de Fizică Geografie Ștefan Hepițeș, faza națională București 2019. Mitrăuș, Daniela, Dastru, Mariana, Gabriela, Ceman, Claudia și Cucoș, Mana Maria, profesor coordonator. Urmează Puțiurcă Mihnea, de la Colegiul Național Roman Vodă, mențiune și medalii de argint la Olimpiada de Fizică, etapa națională, locul 1 la concursul de chimie Magra Petrovanu, locul 1 la Olimpiada de Știință pentru Juniori, etapa județeană, locul 2 la concursul național de matematică Lumina Med, locul 1 la concursul național de fizică FII. Profesor coordonator, Costantin Constantin, Costantin Cristina, Costantin Florica Elisabeta, Fusarul Nichita Petroneva. Se pregătește Canschi Marian, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Mențiune, faza națională la concursul de matematică Adolf Haimovici. Ciocan Claudia, profesor coordonator. Se pregătește Casimira Trin, Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 3 la faza națională, la concursul de chimie Magda Petrovanu. Leacă Paula, profesor coordonator.
de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3 la concursul de chimie Marca Petrovanu, Enescu Aurica, profesor coordonator. Se pregătește că uși plătuți de la liceul cu program sportiv, locul 3, Campionatul Național de Iarnă de Aruncări Lungi, Aruncare Ciocanului, profesor coordonator Proroiu Nebian. Se pregătește Nicălaru Alin Constantin de la liceul cu program sportiv, locul 2 la concursul național de judo, sub 13 la categoria 50 de kilograme, Ciobanu Constantin, profesor coordonator. Urmează Chiriac George de la Colegiul Național Roman Boder, mențiune medalie de argint la Olimpiada de Fizică etapa națională, Mercea Romeo, profesor coordonator. Se pregătește Ceaușu Iulia Patricia de la Colegiul Tehnic Viana, locul 3 la Olimpiada Județeană la disciplinele din area curriculară tehnologii. Adea Simona și Iescu Lămâința, profesor coordonator. Urmează Cipoieșu Samuel, de la boxul municipal român, locul 2 la Campionatul Național Junior Bacău, Radu Ostufaru și Dociu Jean, profesor coordonator. Se pregătește Cioban Alin Fiore, de la Liceul Tehnologic Vasile Sar, locul 1 fază județeană la concursul de matematică Adolf Haimovic, locul 1 la concursul de chimie pentru poni fază județeană, Ciocan Claudia și Leandro Paula, profesor coordonator. Bianca Elena, de la liceul cu program sportiv, locul 2 la Campionatul Național de Sală Junior 3, greutat, Floroi Emilian, profesor următor. În continuare, Ciobanu Ștefan Alexandru, de la liceul cu program sportiv, locul 3 la Campionatul Național de Iarnă de Aruncări Lungi, Aruncarea Suriței, copii 1, Floroi Emilian, profesor coordonator. Urmează Ciobanu Teodora, de la Școala de Artă Sertu Celibidat, locul 3, la concursul internațional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu Piatra Neamț, Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Bacău, etapa zonală, Burlacu Viorica, profesor coordonator. Se pregătește Ciocan Daniel Gabriel de la Liceul Tehnologic Vasile Sar, mențiune faza națională la concursul de chimie pentru poni și locul întâi la faza județeană la concursul de chimie pentru poni. Leandro Paula, profesor coordonator. Urmează Ciocan Mihaela Claudia, de la liceul cu program sportiv, locul 3, Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană, profesor coordonator Andrei Alina. Ciornei Cosmin, Școala Gimnazială Vasile Alexandri, locul 3, concurs de chimie Magda Petrovanu, etapa națională, condurat Ciantina, profesor următor. Ionse Sebastian, clubul sportiv Bau Roma, locul 1 și locul 3 la campionatul european pentru copii și junior Țiurii de Pescia. Ciulin Beatriz Alis, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, premiul 3 la Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii Dezbat, etapă județeană. Lung Vaca Maria, profesor coordonator. Se pregătește Ciurdea Mădălina Adriana, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3 al concursul național GeoInfo Virtual, Macovei Claudia, profesor coordonator. În continuare, Cârjel Teodor Adrian, de la Liceul Tehnologic Romano-Catolic Sfântul Francesc de Assisi, premiul 2 al Olimpiada Județeană de Religie Romano-Catolică, sociu Cristinel, profesor coordonator. Comisarul Bogdan Mihai, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2 la concursul de chimie Marca Petrovanu, Enescu Aurica, profesor coordonator. Urmează concursul Alexandru de la Liceul Tehnologic Vasile Sar, locul 3 la etapa județeană, Olimpiada Tehnică, Droșnița de Grăbiara, Bureanu, Marilena și Procescu Monica, profesor coordonator. Cosocariu Romeo, de la Liceul Program Sportiv, locul 1 la Campionatul Național de Judo, sub 18 ani, la categoria 81 de kilograme, Ciobanu Constantin, profesor coordonator. Cosocariu Georgian, de la Cuba Tehnic Roma, locul 3 la Campionatul Național Junior 4, Lupte Onești, Obreja Micaela, profesor coordonator. Urmează Cosocariu Petru Adelic, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 1 la concursul de chimie Magda Petrovanu, Comisarul Cristina, profesor coordonator. Cosocariu Stefania, de la Club
Clubul Atletic Roma, locul 2 la campionatul național junior 3 lupte, 2 mai, Obrejo Mihaela, profesor coordonator. Se pregătește Corbana Alexandra de la Liceul Tehnologic Vasile Sar, locul 3 la campionatul de matematică, concursul de matematică Adolf Haimovic, etapa județeană. Otea Claudia, profesor coordonator. Continuare, Corban Maia Andreea, de la Clubul Sportiv Pau Roma, locul 3 la campionatul național pentru copii Iași, Cristian Mihai, profesor coordonator. Coroiu Violeta Elena, Colegiul Național Roma Vodă, mențiune specială la Olimpiada de Limba Franceză, etapa națională, mențiune la Olimpiada de Limbi Clasice, Limba Latină, etapa națională, concurs Odilia și Tudor Nicoleta, profesor coordonator. Osma Elisa Ioana, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, șah, etapa județeană, Severin Ilinian, profesor coordonator. Se pregătește Osma Radu Mihai, de la Clubul Sportiv Pau Roman, locul 3 și locul 3 la Campionatul Național pentru Junior și Senior Roman, Cristian Mihai, profesor coordonator. Urmează Crăciun, Flaviu Ioan, de la Colegiul Național Roman Vodă, mențiune specială și medalie de aur la Olimpiada de Informatică, etapa națională. Profesor coordonator, Moldovan Florin. Crăiescu Ioana, de la Clubul Atletic Roma, locul 3 la Campionatul Național Junior 3 Lupte Onești, Artene Dumitru, profesor coordonator. Se pregătește Creanca Adrian Paula, de la Clubul Sportiv Pau Roma, locul 3 la Campionatul European pentru copii și junior, Ciuri Cervetia. Cristian Mihai, profesor coordonator. Se pregătește Crețu Sebastian Ilie, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, medalie de bronz la Olimpiada Națională de Matematică 2019, premiul 1 la concursul național de matematică Lumina Med, premiul 1 la concursul național de fizică FII 2019, locul 3 la Olimpiada Națională de Fizică, premiul 1 la concursul internațional de matematică Memorialul Cazic Simiu, Gura Pumorului, premiul 1 la concursul național de traducere Corneliu Ion Popescu, Ostatea Aurora, bravo, bravo! Cristiana Andrei, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de Tehnologie a Informației, etapa județeană, profesor coordonator Pierre Marta. Se pregătește Ana Maria, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de Biologie, etapa județeană. Iancu Adina Mihaela, profesor coordonator. Urmează pe Romu Sabela, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, mențiunea Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa națională. De Jean Lucia Cema, profesor coordonator. Se pregătește Tâscă Lucaș Andrei, de la Clubul Sportiv Pau Roma, locul 3 la Campionatul Național pentru Copii Iași, Cristian Mihai, profesor coordonator. Continuare, Fabian Marian, de la Colegiul Tehnic Mirom Costin, locul 3 la Olimpiada Județeană Construcții, Instalații și Lucrări Publice, Cărpușor Prina, Gabriela și Stoia Mivara, profesor coordonator. Se pregătește Dian Mihaela Loredana, de la Colegiul Tehnic Danubian, locul 1 la Olimpiada Județeană la disciplinele din area curriculară tehnologii. Alta Simona Șiviescu Lămâința, profesor coordonator. Continuare, Iacome Caterina, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 3 la concursul de chimie Macra Petroman, etapa națională, Hondurat Cianina, profesor coordonator. Tipul Gabriel, de la Colegiul Tehnic Mirom Costin, locul 3 la Olimpiada de Metanță. Maria Petronela, de la Colegiul Tehnic Dan Diana, locul 3 la Olimpiada Arteziană
la discipline din area curriculară tehnologiei. Bandera luminită a Grigoraș, Simona, Moise, Elena, Gabar, Gabără, Alexandra, profesor Codonovă. Se pregătește Trâscă Gabriel de la Liceul Tehnologic Vasile Sar. Este în locul 2 la etapa județeană Olimpiada Tehnică, Munteanu Nicoleta, Barcu, Doina, Lenaru, Minadora și Iordache Elena, profesor coordonator. În continuare, se oprim Roxana Georgiana de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francesc de Asis, premiul 2 la Olimpiada Națională, Religie Catolică, Sofronie, Mariana, profesor coordonator. Urmează Togarul Claudia Adelina de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2 la Olimpiada de Limbi Clasice, Limba Latină, etapa județeană. Stoica Ana Maria Elina, profesor coordonator. Se pregătește Donici Elisa Elena de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2 la Olimpiada de Limba și Literatură Română, etapa județeană, locul 3 la Olimpiada de Biologie, etapa județeană. Nacu Iuliana Anda și Gheorghiță Cristina Elena, profesor coordonator. Donici Paula Elena, de la Liceul Tehnologic Vasile Sar, locul 3 la etapa județeană, concursul de matematică Adolf Haimovic, Ciocan Claudia, profesor coordonator. Dorcu Veronica, de la Clubul Atletic Roma, locul 3 la campionatul național, secretarul Club de Vestica, Arne Dumitru, profesor coordonator. Urmează Triul Iana Gabriela, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, premiul întâi la concursul național de traducere Corneliu M. Popescu, ediția 15-a, secțiunea limba franceză. Trăduce Micaela, profesor coordonator. Se pregătește Drugă Ștefan Andrei, la Liceul Tehnologic Episcop Melchisede, locul întâi la Olimpiada de Religie Baza Județeană, profesor coordonator, preot Cioban Vasile Bogdan. Urmează Dulia Ana Maria, de la Clubul Atletic Roma, locul 2 la Campionatul Național Junior 4, Lupte Onești, Atene Dumitru, profesor coordonator. Și Dulia Diana, de la Clubul Atletic, locul 2 la Campionatul Național de Junior, Lupte Pitești, Atene Dumitru, profesor coordonator. Se pregătește Dumitrașcu Andra Elena, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la etapa județeană de economie, Lăpușneanu Beatrice Oana, profesor coordonator. Echipa de fotbal băieți, gimnaziu, capitan Cucu Dumitru Gabriel, de la Liceul cu program sportiv, locul 3 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal, etapa finală, băieți, profesor coordonator Daniela Gheorghe. Etapa, echipa de fotbal băieți licee, capitan Balașa Bogdan Micăiță, liceul cu program sportiv, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal, etapa județeană licee, Lupușorul Constantin, profesor coordonator. Echipa de baseball băieți, capitan Blaj Emanuel, de la liceul cu program sportiv, locul întâi la campionatul național școlar, etapa finală, baseball, Zocu Marius, profesor coordonator. Echipa de baseball junior 1, sub 18, capitan Bereșoare Dragoș, de la liceul cu program sportiv, locul întâi la campionatul național de baseball junior 1, sub 18, profesor coordonator, Zocu Marius. Echipa de baseball junior 2, sub 15, capitan Ticăloaie Cosmin, de la liceul cu program sportiv, locul 2 la campionatul național de baseball junior 2, sub 15, Zocu Marius, profesor coordonator. Echipa de fotbal băieți, capitan Damian Andrei Valentin, de la liceul tehnologic Vasile Sav, locul 2 la plasa județeană, Olimpiada de fotbal. Mărtărescu Teodor, profesor coordonator. Echipa de fotbal băieți, gimnaziu, capitan Stan Andrei, de la școala gimnazială Mihai Eminescu, locul 3, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal echipe, etapa județeană. Mitrea Cătălin, profesor coordonator. Echipa de fotbal fete, licee, junioare 2, capitan Apopuzoaie Mădălina Ioan, de la liceul cu program sportiv, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal, etapa județeană, pe licee. Nacu Ionus Nicolae, profesor coordonator. Echipa de fotbal fete, liceu, junioare 3, capitan Angela Andreea Camelia,
liceu cu program sportiv, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal, etapă județeană, FET, licee. NACU Ionuț Nicolae, profesor coordonator. Echipa de fotbal fete, capitan Anton Oana Alexandra, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapă județeană. Cărmăcel Adelin, profesor coordonator. Echipa de fotbal fete, capitan Teslaru Larisa Ioana, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal echipe, etapa județeană. Mitrea Cătălin, profesor coordonator. Echipa de handbal băieți, capitan Sabin Alexandru Andrei, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2, fața județeană la Olimpiada de handbal. Partenerul Teodor, profesor coordonator. Echipa de handbal băieți, Țuțu M. Narcis Valentin, capitan. Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 2, la etapa județeană handbal băieți, Lever Dălucian, profesor coordonator. Echipa de handbal băieți, gimnaziu, capitan Păduraru Cristian Alexandru, de la liceul cu program sportiv, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, handbal. Studiu Basilica, profesor coordonator. Echipa de handbal băieți, liceu, capitan Radu Alexandru, liceul cu program sportiv, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, handbal, etapa județeană, băieți. Mihalache Codruț, profesor coordonator. Echipa de handbal feminin, licee, capitan Neamțu Ioana Gabriela, de la liceul program sportiv, locul 2, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, handbal feminin, etapa zonală, Lazar Viorel și Lazar Vasica, profesor coordonator. Echipa de handbal feminin, capitan Torcu Luciana Denisa, de la liceul cu program sportiv, locul 1, la Olimpiada Gimnazilor, handbal feminin, Moise Ciprian, profesor coordonator. Echipa de handbal fete, Vârstan Gaga Elena, capitan echipă. Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 1 la etapa județeană handbal fete. Dolcu Ana Maria, profesor coordonator. Echipa de handbal fete, Neboiță Sara Elena, reprezentant echipă. La Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3 la fază județeană handbal. Lungu Ioan, profesor coordonator. Echipa de oină, băieți, liceu junior 1, capitan Comușorul Emanuel, liceu cu program sportiv, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa finală, oină, băieți, licee, Popa Ioan, profesor coordonator. Se pregătește capitanul de echipă, Gheorghe Petru, de la echipa de oină, băieți, liceu junior 2, liceu cu program sportiv, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa zonală, oină, învățământ licea, Popa Ioan, profesor coordonator. Continuare. Echipa de oină, capitan Bozoancă Gabriel Valentin, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 3 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, oină pe echipe, etapa județeană, Grăjdeanu Florina Cristina, profesor coordonator. Echipa de șar, capitan Stefănescu Maria, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 2 la Olimpiada Gimnazilor de șar, etapa județeană, Artene Cătălin, profesor coordonator. Echipa de șar, reprezentant Nistor Eduard Constantin, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 3, Olimpiada Gimnazilor șar, etapa județeană, Ionită Vasile și Danțiș Marian, profesor coordonator. Echipa de tenis de masă, capitan Cobuz Riana Maria, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 3 la Olimpiada Gimnazilor tenis de masă, Mitrea Cătălin, profesor coordonator. Se pregătește echipa de volei, băieți, Capșa Ștefan, capitan de echipă, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 2, etapa specială volei, băieți, Cosma Elena Doina, profesor coordonator. Echipa de volei băieți, capitan Cărcel Alexandru Ștefan, liceul tehnologic Vasile Sav, locul 2 la fază județeană, Olimpiada volei. Vacaru Sergiu, profesor coordonator. Echipa de volei fete, capitan Alesia Georgiana, de la Școala Gimnazială Vasile Sav,
3, locul 2 la Olimpiada Gimnaziilor de Volei Fete, etapa Olfețeană. Bacalaureu Sergiu, profesor coordonator. Echipa de Volei Fete, echipa Ioana Andrada, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 3 la etapa Olfețeană Volei Fete. Cosmaiena Doina, profesor coordonator. Echipa de Volei Fete Liceu, capitan Alexe Laura Georgian, de la Colegiul Național Roma Bodă, locul 2 la Olimpiada Națională Sportului Școlar, Volei, etapa Olfețeană, profesor coordonator Șerban Marcel. Echipa cu jucăriu Gabriela și Iacobuz Denisia, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 1 la Concursul Național de Comunicări Științifice, antreprenor pentru viitor, jurabile Cristina, profesor coordonator. Se pregătește echipa formată din Pânzariu, Ștefania Petronela și Țugui Nicoleta de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3 la Concursul Național de Comunicări Științifice, antreprenor pentru viitor, Curpă Latina, profesor coordonator. Echipajul format din Grăghia Maria, Dancă Claudiu Petru, Horvat Gabriel Cătălin și Titan Richard Claudiu de la Liceul Teologic Roman Catolic Sfântul Francis de Assisi, preîntâi la concursul cu tematica de protecție civilă cu viața mea, apăr viața. Antica Dobrița, profesor coordonator. Enache Andreea Claudia, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3 la concursul de chimie, Magda Petrovan, locul 2 la Olimpiada Olfețeană de Matematică, Enescu Aurica, Busaru Nechita Petronela, profesor coordonator. Urmează Enache Cosmin, de la Clubul Sportiv Pau Roma, locul 3 la Campionatul European pentru Copii și Junior, Țiurii, Urbeția, profesor coordonator Cristian Mihai. Pregătește Enachii Alexandru de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec, mențiunea la Olimpiada de Religii Clasice, etapa națională, Botoșani, mențiunea la Olimpiada de Religii în faza națională, Stoica Ana Maria Irina și Filipan Florin, profesor coordonator. Urmează Mălcean Codruța de la Colegiul Național Roman Bodă, locul 3 la Olimpiada de Matematică, etapa Olfețeană, locul 2 la Cursul Național de Matematică, Lumina Med. Suma Daniela Gabriela, profesor coordonator. În continuare, Părcășel Georgiana Alexia, de la Colegiul Național Roman Bodă, premiul 1 la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa Județeană, locul 2 la Olimpiada de Lingvistică, etapa Județeană, locul 3 la Cursul Național de Matematică, Lumina Mea, locul 1 la Olimpiada de Chimie, Baza Județeană și locul 1 la Concursul de Chimie, Banca Petrovană. Alexandru Paul, Cusarul Cristina Petronela și Cofral Cristina, profesor îndrumător. În continuare, Cunariu Bianca Elena, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 1 la Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii de Spart, profesor coordonator Tanovici Andreea Ilina. Se pregătește fecheta Andreea Cristina, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3 la Olimpiada de Religie, Cultul Romano-Catolic, faza județeană. Susana Cristina, profesor coordonator. Fecheta Emanuel, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3 la Olimpiada Județeană de Matematică, Diacon Dorina, profesor coordonator. Foia Iarina, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2 la Olimpiada de Limbă și Literatură Română, etapa Județeană, profesor coordonator Alexandru Paul. În continuare, formația corală Box Infantie, de la reprezentant Patrimon Luca George, de la Școala de Artă Sergiu Celibidac, locul 3 la Olimpiada Națională Corală, faza zonală Focșani, premiul 1, profesor coordonator Trifan Ovidiu. Formația la Udamus, reprezentat Chircu Andrei de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec, locul 3 la Olimpiada Națională Corală, faza zonală Focșani. Gozar Gheorghe, profesor coordonator. Se pregătește Ciosan Orlato de la Box Club Municipal Roman, locul 2 la Campionatul Național Junior Bacău, Radu Ocuparu și Luciu Jean, profesor coordonator. În continuare, Gheorghe Andrei Alexandru de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 2 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Bacău, etapa zonală, premiul 3 la Concursul Internațional Ioan Goia, concurs național primăvara artelor, Bacău, premiul 2 și concurs internațional
de chimie Magda Petrovanu, etapa națională. Vă dura Gianina, profesor coordonator. Se pregătește Gheorghiță Alexandru Cristian, de la Colegiul Național Roman Bod, locul 2 la concursul național de matematică Lumina MET. Leoreanu Anca Loredana, profesor coordonator. Se pregătește Iuță Romer, școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, premiul 3 la concursul național de fizică FI. Bacaru Teresa, profesor coordonator. Urmează Guzan Alexia Maria, de la Liceul Tehnologic Vasilesa, locul 3 la etapa județeană, Olimpiada de șah. Mărtărescu Teodor, profesor coordonator. Continuare. Guzan Mihai, de la Liceul Tehnologic Vasilesa, locul 3 la faza națională, concursul de matematică Adolf Maimovici, Petrovici, Adriana, profesor coordonator. Se pregătește Guzan Narcis Dominic, Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Asisi, preluptirea Olimpiada de Sfânt de Religie Romano-Catolică. Sofronii Mariana, profesor coordonator. Continuare. Giurgica Lucia, de la Clubul Atletic Roma, locul 2 la campionatul național junior. Lupte Onești, Obreja Mihaela, profesor coordonator. Urmează Giuzan Emanuel Iosif, de la Liceul Tehnologic Vasilesa, locul 3, la concursul de chimie pentru poni, Anita Iliana, profesor coordonator. Se pregătește Gorgu Cezara, de la Clubul Sportiv Bau Roma, locul 2 și locul 3, la campionatul național pentru copii iar, profesor coordonator din Anicicia. Urmează Grigoraș Andreea, de la Colegiul Național Roman Bode, premiu de excelență, punctaj maxim la concursul de chimie Magda Petrovanu, locul 1 la Olimpiada de chimie Vasa Ardețeană și locul 3 la concursul de chimie Magda Petrovanu în 2018. Este Paulina, naturală de mine, profesor coordonator. Urmează, urmează, Ioana Ilica, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3 la concursul de chimie Magda Petrovanu, Inescu Aurica, profesor coordonator. Se pregătește Anghicel Răzvan Mihai, de la Colegiul Național Roman Bod, locul 1 la Olimpiada de Tehnologia Informației, etapa Ardeșeană. Locul 3 la Concursul Național de Fizică FI. Dariu Silviu George și Ostape Constantin, profesor coordonator. Se pregătește Săvârșescu Andreea, Clubul Sportiv Mau Roma, locul 2 la Campionatul European pentru Copii și Junior Suri, Provincia, profesor coordonator Mihai Cristian. Urmează Hristian Ioana, de la Colegiul Național Roman Bod, locul 2 la concursul de chimie Magda Petrovanu, Tenescu Aurica, profesor coordonator. Și se pregătește Hociun Vlad Petru, de la Colegiul Național Roman Bod, locul 2 la Olimpiada de Tehnologie a Informației, etapa județeană. Gherga Magda și Gabriel Petru Florin, profesor coordonator. Urmează Cuma Răzvan, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, mențiune la faza națională la concursul de matematică Adolf Haimovici, Ciocan Claudia, profesor coordonator. Se pregătește Husaru Medea Maria, la Clubul Sportiv Pau Roma, locul 3 la campionatul național pentru juniori și senior Roma, profesor coordonator Mihai Cristea. Urmează Cușanu Bianca Andreea, de la Colegiul Național Roman Bode, mențiune la Olimpiada Felic Clasice, Viva Latina, etapa națională, locul 1 la concursul de chimie Magda Petrovanu, locul 2 la concursul național de matematică Lumina MET. Stoica Ana Maria Cozaru Cristina Leoreanu Anca Loredana, profesor coordonator. Cușanu Maria Rusandra, de la Colegiul Național Roman Bode, mențiune specială la Olimpiada de Limbă Franceză, etapa națională. Dornescu Paula, profesor coordonator. Se pregătește de a făcut Alexandra Paula, de la Colegiul Național Roman Bode, mențiune specială la Olimpiada de Limba Spaniolă, etapa națională. Mărza Cristia Oana, profesor coordonator. Ignat Miruna Micaela, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3 la Olimpiada de Limba Engleză, etapa județeană. Sandu Laura, profesor coordonator. Se pregătește Ilinca Diana Roxana, de la Colegiul Tehnic pentru Poni, locul 3, Olimpiada Area Curriculară Tehnologii, domeniul economic, administrativ, comerț, faza județeană. Jurame Cristina, Echipor Maria și Curpă Nadina, profesor coordonator.
continuare, imprenta italiana della ricerca tecnologica base di sala, locul 3, etapa organizzata Olimpiada Tecnica, logica del Bergara, Ureanu Marlena, și Tundu Mihai, profesor coordonator. Se pregătește Ioan Vladimir de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, la concursul de chimie, Magda Petrovan, locul 3 la Campionatul Național pentru juniori și seniori, Enescu Aurica, Cristian Mihai, profesor de jucători. Ipatri Daria, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, la concursul tinere corte, etapa națională, profesor coordonator Romano Gabriela Elena. Se pregătește Ipsichii Mihai, la Colegiul Tehnic Ferom Costin, locul 3 la Olimpiada Județeană de Mecanică, Antonio Adriana, Costelința Latina Manela, profesor coordonator. Urmează Iștop Mihaela, de la Liceul Teologic Roman Catolic Sfântul Francis de Asisi, premiul întâi la Olimpiada Județeană de Psihologie și Pedagogie, Fărtămânelul Elena, profesor coordonator. Urmează Iurașcu Leonard, de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Campionatul Național Individual Lupte Libere Junior 3, categoria 48 de kilograme. Budean Liviu, profesor coordonator. Se pregătește Iurașcu Patricia, de la Clubul Atletic Roma, locul 2 la Turneul Internațional Lupte Ucraina, Obreja Mihaela, profesor coordonator. Se pregătește Jigmon Paul Alexandru, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Asis, premiul întâi la Olimpiada Județeană de Religie Romano-Catolică, profesor coordonator Suciu Cristine. Se pregătește Gitaru Intimaș Ștefan Cristian, la Clubul Sportiv Paul Roma. Locul 3 la Campionatul Național pentru Copii Iași, profesor coordonator Cristian. Se pregătește Joimir Mădălin, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 3, fază județeană, concursul de matematică Adolf Haimovic, Ciocan Claudia, profesor coordonator. În continuare, Laic Ioana Plicea, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, Olimpiada de Limba Engleză, etapa județeană, Chere și Monica, profesor coordonator. Se pregătește Laza Gabriel, Colegiul Tehnologic Vasile Sau, faza națională, locul 2, concursul de chimie, Marta Petrovan, Leancă Paula, profesor coordonator. Urmează Lazar Alexandru, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Județeană de Matematică și locul 2 la concursul național de matematică Lumina Mea, Leoreanu Arca Loredana, profesor coordonator. Se pregătește Lăbonțu Eliza Maria, de la Clubul Atletic Roma, Campionatul Național Junior 4, locul 2, Pitești, Atene Dumitru, profesor coordonator. Se pregătește Leancă Ioana Ana Maria, de la Colegiul Național Roman Vodă, mențiune specială Olimpiada Națională de Chimie, în anul internațional al tabelului periodic, locul 2 la Olimpiada de Chimie, fază județeană, locul 3 la concursul de chimie, Marca Petrovană. Burlacu, Crenguța Mihaela, profesor coordonator. Lester Caterina Florentina, de la Colegiul Tehnic pentru Poni, locul 3, la Olimpiada Județeană de Matematică 2019, Diaconu Dorina, profesor coordonator. Și urmează Lester Paul Georgian, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 2, la Partețeană, concursul de matematică Adolf Haimovic, Ciocan Claudia, profesorul coordonator. Se pregătește Leonardo Erica Ioan, de la Colegiul Național Roman Vodă, mențiune la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gătire, critică tinerii dezbat, etapa națională, Poenaru Alexandra și Pisacaru Rosana, profesor coordonator. Urmează Leopardă Ioana, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Neo-Greacă, etapa națională. Cristia Elisabeta, profesor coordonator. Urmează Lucian Ion Sebastian, Liceul Tehnologic Vasile Sau,
Tolnea Mărioară și văduțile pe meara profesor coordonator. Lucanu Ștefan Valentin, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3, la Concursul Național de Fizică, Marian Tacian Pica, Irimia Gheorghe, profesor coordonator. Se pregătește locul Daiana Cristianu, la Liceul Teologic Roman Catolic Sfântul Francis de Assisi, premiul 1 la Olimpiada Județeană de Psihologie și Pedagogie, Liceei Pedagogice, Sănescu Mihaela, profesor coordonator. Urmează Lupu Andreea Corina, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3 la Olimpiada Arii Tehnologice, domeniul protecția mediului, baza județeană. Mință Manicica, Gabriel Parasiva, Dumitrea Iulia, profesor coordonator. Se pregătește Lupu Elena Catrinel, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3 la concursul de chimie, Magda Petrovanu, Enescu Aurica, profesor coordonator. În continuare, Lupușorul Radu Constantin, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2 la Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Vineri Dezbat, de la Părtețeană, profesor coordonator, Pisacar Rosan. Urmează Mantale Diri Alexandru, Colegiul Tehnic pentru Poni, Marele Premiu la Concursul Național Ștefan Procopiu Petra Neamț, Mitleuș Daniela Tascăl, Mariana Gabriela, profesor coordonator. Marie Ionuț, de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Campionatul Național Individual de Lupte Libere, Junior 4, categoria 60 de kilograme, Budeanu Liviu, profesor coordonator. Și se pregătește Matieș Alexandru Ilie, de la Clubul Sportiv Pau Roma, locul 3 la Campionatul Național pentru Copii, iar Cristian Mihai, profesor coordonator. Se pregătește Bazilu Anta Elena, de la Clubul Sportiv Pauro, Cristian Mihai, profesor coordonator. Urmează Măcincă Paul Alexandru, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3 la concursul de chimie, Marta Petrovanu, Enescu Aurica, profesor coordonator. Se pregătește Martinaș Melania Gabriela, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 1 la Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Vineri Dezbat, etapa județeană, profesor coordonator Tanovici Andreea Lipina. Urmează Martinaș Mihai Andrei, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2 la Concursul Național de Matematică Lumina Mea, Busaru Nichita Petronela, profesor coordonator. Se pregătește Martinuț Federica, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3 la Concursul Național de Matematică Lumina Med, Leoreanu Anca Loredana, profesor coordonator. Mărtișcă Diana Maria, școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, premiul de excelență la Concursul Național de Chimie, Magda Petrovanu, Iași, locul 3 la Olimpiada de Religie Catolică, etapa națională, Iliuță Liviana și Bejan Lucia Gema, profesor coordonator. Se pregătește Mihai Narcisa Ilarie, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, premiul 2 la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa județeană, de Jean Lucia Gema, profesor coordonator. Se pregătește Mihalache Șervan Andrei, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 3 la Olimpiada de Istorie, etapa județeană, Ciuștea Ana Maria, profesor coordonator. Și continuare, Micăiești Denisa Rafaela, de la Liceul Tehnologic Vasile Sar, locul 2 la concursul de matematică, Haimovici, etapa județeană, Adolf Haimovici, Buhai, Ienuța, profesor coordonator. Urmează Mihăl Cuț Mario, de la Școala de Arte Sergiu Servinati, locul 3 la concursul național, Primăvara Artelor, Bacău, premiul 3, Zama Iulian, profesor coordonator. Se pregătește Mircescu Maria Diana, de la Colegiul Național Roman Bode, Olimpiada de Limba Franceză, etapa județeană, 2019, premiul 1 la concursul național de traducere cu Corneliu Ion Popescu, ediția 15, Rachieru Teodora și Cărăță Mihaela, profesor coordonator. Urmează Mironiu Elena Simona, de la Colegiul Național Roman Bode,
pregătește Mărțe Piaca Ioan de la Colegiul Național Roman Boz, locul 3 la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapă județeană, Alexandru Paul, profesor coordonator. Se pregătește Mărț Daniel de la Liceul Teologic Romano Catolic Sfântul Francesc de Asisi, premiul 3 la Olimpiada Națională de Religie Catolică. Profesor coordonator studiul de cine? Urmează. Mărț Diana de la Colegiul Național Roman Boz, locul 2 la Olimpiada Județeană de Filosofie. Pascal Marius, profesor coordonator. Se pregătește Mocanu Erika Elena de la Colegiul Național Roman Boz, locul 2 la Olimpiada de Limba Franceză. Dorinescu Paula, profesor coordonator. Urmează Mocanu Luisa Cosmina de la Colegiul Tehnic Petru Pone, locul 2 la Colegiul Județean, tenis de masă, Lucu Ioan, profesor coordonator. În continuare, Mocănașul Alin Florin de la Clubul Atletic Roma, Campionatul Național de Atletism, Olea Carmen, profesor coordonator. Se pregătește Moldovan Petru Demis, de la Liceul cu Program Sportiv, locul 1 la Campionatul Național Copii, aruncarea greutății. Cu coșul Cică, cu coș Gheorghe Lucian, profesor coordonator. Urmează Moravă Gabriel Cristian, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 1 la etapa județeană, Olimpiada Tehnică. Troșnița Rezămeara, Ungureanu Marlena, Tudu Mihai, profesor coordonator. Adrian Constantin de la Colegiul Național Roma Vod, locul 2, concurs național geoinfo virtual, Mahovei Claudia, profesor coordonator. Se pregătește Monteanu Beatriz Vasilica de la Clubul Atletic Roma, campionatul național junior 4. Pitești, Antene Dumitru, profesor coordonator. Urmează Monteanu Giulia Andreea de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Olimpiada de Religie Romano Catolic, etapa județeană. Jovan Mihaela, profesor coordonator. Monteanu Nicușor Leonard, de la Clubul Atletic Roma, locul 3 la Campionatul Național Junior, Pitești, Antene Dumitru, profesor coordonator. Murariu Denis Andrei, de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, la locul 3 la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală Emanuel Elenescu, de la Neam, și premiul 3 la Concursul Național Primăvara Artelor. Duca Vasilică Cezar, profesor coordonator. Se pregătește Muraru Alexandra Elena, de la Colegiul Național Roman Boz, locul 3 la Concursul Național Geoinfo Virtual. Macovei Claudia, profesor coordonator. Urmează muzicantul Ana Maria Rebecca de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 2 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Bacău și premiul 2 la Cursul Național Primăvara Artelor. Bacău, premiul 2. Damian Dian, profesor coordonator. Năstase Andrada Ecaterina de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2 la Concursul de Chimie pentru Poni. Anice Liliana, profesor coordonator. Se pregătește Nicolae Andreea Larisa, de la Clubul Sportiv Paul Roma, locul 2 la Campionatul European pentru Copii și Junior Juli, Elveția. Cristian Mihai, profesor coordonator. Se pregătește Negrescu Elena Adrian, de la Colegiul Național Roma Bot, locul 3 la Concursul Național Geoinfo Virtual, Macovei Claudia, profesor coordonator. Urmează Negurici Ana Maria, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, mențiune bază națională, Olimpiada Tehnică, locul 2, la concursul de matematică Adolf Haimovic. Curpă Daniel, Piteriș, Loretana, Stolnean, Mărioara, Toșniță, Răcăveara și Buhai, din denunța profesor coordonator. Urmează Netetu Mihaela, de la Liceul Teologic Roman Catolic, Sfântul Francesc de Asisi. Premiile primii la Olimpiada Rezeziană de Psicologie și Pedagogie, Vădămânerul Elena, profesor coordonator. Nicorici Dragoș Lunci, de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Campionatul Național de Iarnă de Aruncări Lunci, Aruncarea Ciocanului, Noroi Emilian, profesor coordonator. Și se pregătește
pregătește Nicuța Ana Maria de la Colegiul Tehnic pentru Boni Arne Breu la concursul interdisciplinar de fizică geografie Ștefan Hepiteș, faza națională, București. Locul 3 la concursul național de comunicări științifice de antrenori pentru viitor. Ceman Claudia, Coș Oana Maria, Miclăuț Daniela, Dascălu Mariana Gabriela, profesor coordonator. Urmează Nistor Gabriela de la Clubul Atletic Roma, locul 3 la Campionatul Național Lupte Medicin. La Liman, Artene Dumitru, profesor coordonator. Și se pregătește Nistor Andrei Gabriel de la Liceul Tehnologic Vasile Sal. Locul 3 la fază națională, concursul de chimie Marca Petromana. Anițe Liliana, profesor coordonator. Urmează Ungura Andrew Chiroachi, de la Colegiul Național Roman Borca. Locul 1 la Concursul Național de Fizică și locul 1 la Olimpiada Specială de Matematică, locul 1 la Olimpiada Specială de Fizică. Ostapie Constantin și Ustărescu Marian, profesor coordonator. Olaru Andreea, de la Colegiul Național Roman Borca, locul 3 la Concursul Național GeoInfo, profesor coordonator la Covei Claudia. Se pregătește Pal Adrian Ionuț de la Colegiul Tehnic pentru Boni, locul 2 la Olimpiada de arii curriculare tehnologii, domeniul protecția mediului și pe faza județeană. Mință Maricica, Gabriel Paraschiva și Mitrea Iulia, profesor coordonator. Urmează Pal Ioan Emilian de la Colegiul Național Roman Borca, locul 2 la Cursul Național de Matematică Lumina Mea, Usar Nechita Petronela, profesor coordonator. Se pregătește Palate la Luca Elena, de la Liceul Tehnologic Vasile Sa, locul 3 la faza națională, locul 3 faza națională, concursul de chimie Marta Petrovană, Anice Liliana, profesor coordonator. Urmează Palachia Rariu Marian, de la Colegiul Național Roman Bot, locul 2 la concursul de chimie Marta Petrovană, burlat de Cusa Mihaela, profesor coordonator. Se pregătește Palușanu Ioana Cristina, la Colegiul Național Roman Borca, locul 3 la concursul de chimie Marta Petrovană, Minescu Aurica, profesor coordonator. Urmează Pantilimon Luca George, de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 3 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Bacău, etapa zonală. Alexandru Mirela Ivona, profesor coordonator. Se pregătește Pasca Andrei de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Guza, premiul 3 la Concursul Național de Matematică Lumina Mea, Oprea Stefan, profesor coordonator. Urmează Pasca Daria Ioan de la Colegiul Național Roman Votul, locul 2 la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană, locul 3 la Concursul Național de Fizică FI, Alexandru Paul, Radu Cristina Mamila, profesor coordonator. Pascariu Cosmin Mihai, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, mențiune la faza națională la Olimpiada Tehnică, Rosița de Cărcarea și Bucureanu, Marlena Tutu Mihai, profesor coordonator. Se pregătește fericită Adina Lucia, de la Colegiul Național Roman Bode, mențiune la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa națională. Dogan Odil, profesor coordonator. Se pregătește Perie Eduard, de la Liceul Program Sportiv, locul 2, Campionatul Național Școlar, etapa finală, cu Coș Lucică, cu Coș Gheorghe Lucian, profesor coordonator. Se pregătește Perșu Denisa, de la Clubul Atletic Roma, locul 2, la Campionatul Național Junior 4 Românești, Artene Dumitru, profesor coordonator. În continuare, Petrache Sabina, de la Clubul Atletic Roma, locul 2, la Campionatul Național Junior, Club de Ponești, Ovreja Mihaela, profesor coordonator. Se pregătește Petrișor Diana, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3, la Olimpiada Județeană de Matematică 2019, Diacon Dorina, profesor coordonator. Urmează Petrișor Laura Cristiana, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, mențiune la concursul național de chimie pentru Poni, educație națională pentru filieră tehnologică. Rusu Maria, profesor coordonator.
copil, Andreea Miruna, de la școala gimnazială Vasile Alexandrii, premiu de excelență la concursul de chimie Marca Petrovan, etapa națională 2019. Și o plăcut la concursul Marca Petrovan 2018. Conturat de Anina, profesor, profesor. Pintinii Loretana Maria, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa specială, veterinarul Carmen, profesor, coordonator. Pichiruț Emilian, de la Liceul Program Sportiv, locul 2 la Campionatul Național Școlar, etapa finală la categoria 92 de kilograme. Lucian Olimpiu, profesor, programator. Pântea Corina Elena, de la Liceul Program Sportiv, locul 1 la Campionatul Național de Iarnă, aruncări lungi cu Ciocanu, Floroi Emilian, profesor. Se pregătește Poiată Ștefan Valentin de la Clubul Sportiv Paolo, locul 1 la Campionatul Național pentru Juniori și profesor colaborator Cristian Mare. Urmează Policiu Clareș de la Colegiul Național Roman Bode, mențiune de onoare la Olimpiada de Fizică etapa națională, locul 1 la Olimpiada de Tehnologia Informației. Mențiune și medale de aur la Olimpiada de Matematică etapa națională. Locul 1 la concursul de matematică Cristian Este. Locul 1 la concursul de matematică Nicolaos Mancrâncu. Medale de argint la concursul matematică Daniu. Competition. Locul 2 la concursul național de fizică B. Costantin Constantin Gabriel Dorin. Constantin Gabriel, profesor coordonator. De etapa județeană, Olimpiada Tehnică, locul 1. Urmă Daniel Pitiriș, Loredana, Stolnean, Mărioara și Proștiță de Cărmeara, profesor coordonator. Popescu Radu Mircea, de la Liceul Program Sportiv, locul 1 la Campionatul Național de Sală Junior 3, înălțime. Danții și Otilia, profesor coordonator. Prăjescu Ramona Iulian, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3, Olimpiada de Limba și Literatură Română, etapa județeană. Bântui Mihaela, profesor coordonator. Prichici Vasile Alexandru, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, premiul 1 la concursul național de chimie, Magda Petrovan, Iași, 6 aprilie 2019, Iliuță Liliana, profesor coordonator. Pușcașul Andreea Diana, de la Liceul Tehnologic Masinesa, locul 2, fază județeană, concursul de chimie pentru pont, Leancă Paula, profesor coordonator. Se pregătește Pușcașul Miria Maria, de la Colegiul Național Roman Bode, premiu special, Olimpiada Națională de Limba și Literatură Română, Alexandru Paul, profesor coordonator. Urmează Radu Alexandra Teodora, la Colegiul Național Roman Bode, locul 3, Olimpiada Națională de Limba Rusă Modernă, locul 2, la Olimpiada de Lingvistică, Distrate Petru și Bântui Mihaela, profesor coordonator. Se pregătește Răcuteanu Amalia Petronea, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2, la Olimpiada de Limba Engleză, etapa județeană, Vlad Luzmila, profesor coordonator. Urmează Rățoi Nibiu, de la Jocul Sportiv Paolo, locul 1, locul 3, a Campionatului Național de Juniori, Mihai, profesor coordonator. Se pregătește Rogojinaru Dumitrița Gabriela, de la Colegiul Național Roman Pod, locul 2, a Olimpiada Județeană de Economie, Lăpușneanu Beatriz Oana, profesor coordonator. Urmează Romaniuc Albert, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 1 la etapa finală a concursului Gazeta Matematică și Viitor Olimpici.ro, locul 1 la Olimpiada de Matematică etapa județeană, locul 2 la concursul național de matematică Lumina Mers, locul 2 la concursul de chimie Marca Petrovan, Constantin Casimir, urlatul de Cruza Mihaela, profesor coordonator. Urmează Roșu Daniel Marian, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava, Olimpiada Tehnică,
cu Dorian, Gărdache, Elena, profesor coordonator. Se pregătește roșu tenisa Maria, la Clubul Atletic Roma, locul întâi la Campionatul Național de Atletism, aruncări lungi, Arad, Bolea Carmen, profesor coordonator. Urmează rusul Alexandru, la Colegiul Național Roma în Bolă, locul 3 Olimpiada de Limba Germană, etapă județeană. Tana, Andreea Elina, profesor coordonator. Se pregătește rusul Alexandru Florin, de la Colegiul Național Roma în Bolă, locul 2 Campionatul Național de Fizică FI. Irimia Gheorghe, profesor coordonator. Se pregătește Samson Tania Denisa, de la Colegiul Național Roma Potea, locul 2 la Olimpiada de Limbi Clasice, Limba Latină, etapă arteziană, Tudor Nicoleta, profesor coordonator. Și în continuare, Santu Teodora Maria, de la Colegiul Național Roma Potea, locul 2 la Concursul Național de Creație și Limba Franceză, adolescentul și francofonia. Rachiero Teodora, profesor coordonator. Urmează Santu Vasile Leonard, de la Școala de Arte Scenice Limitat, locul 1 la Concursul Internațional de Interpretare Emanuel Delene Studiata Neamț și Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Bacău. Promoteanu Florin, profesor coordonator. Se pregătește Săcneanu Elena Valentina, de la Colegiul Național Roman Bot, locul 1 la Olimpiada Națională Sportului Școlar, pros, etapa județeană. Severin Irinel, profesor coordonator. Sărățanul Iulian, în continuare de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Asis, trenul 2 la Olimpiada Arteziană de Religie Romano-Catolică, Sofronie Mariana, profesor coordonator. Se pregătește schifârnet Andreea Mihaila, de la Colegiul Tehnic Petru Pon, locul 1 la Olimpiada de Tehnologii, domeniul protecția mediului. Nință Maricica, Gabriel Paraschiva și Mitrea Iulia, profesor coordonator. Se pregătește Seretiu Mihaela de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, concursul locul 3 la Concursul Național de Geografie Terra, etapa națională. Mihalachi Ionela, profesor coordonator. În continuare, Sescu Diana de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 3 la Concursul de Chimie, Magda Petrovanu, etapa națională. Condurat Genina, profesor coordonator. Și Sescu Gabriel Tiberiu, Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 3 Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa județeană. Bejan Lucia Gema, profesor coordonator. Severin Mateu Cavian, de la Clubul Atletic Roma, locul 3 la Campionatul Național de Atletism Junior 3 București și locul 1 la Campionatul de Atletism Junior 2 București. Corugă Iulian Macovei Traian, profesor coordonator. Simion Dalui Stefanos, de la Clubul Sportiv Paul Roma, locul 1 și locul 3 la Campionatul European pentru copii și junior studii. Se pregătește Spătaru Alina, de la Clubul Sportiv Paul Roma, locul 3 la Campionatul Național pentru copii și junior studii. În continuare, Stavi Florina Teona, de la Colegiul Național Roman Bot, locul 2 la Olimpiada de Limba Franceză, etapa arteziană. Vorbesc cu Paula, profesor coordonator. Stafie Daria Maria, de la Colegiul Național Roman Vod, locul 2 la Limba și Literatura Română, etapă arteziană. Tudor Nicoleta, profesor coordonator. Stan Constantin Alexandru, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, mențiune, aria curriculară tehnologii, domeniul protecția mediului în faza națională. Gabriel Paraschiva, Carlu, Claudia, Serastela, Gaspel, Elena Gabriela, profesor coordonator. Stanciu Ștefan, de la Școala de Artă Scenice Limitat, locul 3, Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Bacău, Concursul Național Primăvara Artelor Bacău. Zamu Ilian, Ciotloș Ciprian, profesor coordonator. Stancu Nicolae Sorin, de la Box Club Municipal Roma, locul 3 la Campionatul Național de Cadeți Iași, 2018. Radu Tupaviu și Dorciu Lucran, profesor coordonator. Stocrin Diana Teodora, de la Colegiul Național Roman Bod, locul 3 la Olimpiada Arteziană de Sociologie, mențiunea Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Chinerii Dezbatere, etapa națională. Poenaru Alexandra și Tanovic Andreea Irina, profesor coordonator. Stoian Andrei Teodor, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, premiul 1 la Concursul Național
pasionat de traducere, Cornelius de Popescu. Secțiunea limba franceză, Micaela, profesor coordonator. Se pregătește strugarul Ana Maria de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2 la Olimpiada de limbi clasice, limba latină. Stoica Ana Maria Irina, profesor coordonator. Urmează Suciu Florin de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2, la Olimpiada Județeană de Matematică 2019, Dracon Dorina, profesor coordonator. În continuare, Suciu Petrea Cristinel, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2 la Olimpiada Județeană de Matematică, Gribe Monica, profesor coordonator. Urmează Șurrei Ștefan, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2, concursul de geografie Terra, etapa națională, locul 3 la concursul național de fizică fii. Pântea Sorin Adi, la Anamela, profesor coordonator. Se pregătește șoroagă Bianca Maria, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3 la Olimpiada Națională, Olimpiada Județeană de Matematică. Râne Monica, profesor coordonator. În continuare, Ștefănescu Maria, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 2 la concursul de chimie marca de probabil, etapa națională, și locul 3 la concursul național de geografie Terra, etapa națională, condurat Cianina și Mihala Ghionena, profesor coordonator. Urmează tatăl Ioan Andrei, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2 la concursul de chimie marca de probabil, Enescu Aurica, profesor coordonator. Se pregătește Stăpăcăriu Matei, de la George Program Sportiv, locul 2, la Campionatul Național de Judo, de judo sub 18 ani, categoria 60 de kg, Giovanna Constantin, profesor coordonator. Urmează Teodorescu Andreea Raluca, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3, la Campionatul Național de Fizică Fi, Elimia Gheorghe, profesor coordonator. Și se pregătește Fiba Romeo Alin, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 3, faza națională, la Olimpiada Tehnică, Ploști, Prefăcara, Greana, Marina și Lucești, Mătura, profesor coordonator. Urmează Tofana Ștefan Alin, de la Școala Gimnazială Alexandru Ion Suza, locul 3, Olimpiada de Educație Tehnologică, etapa 6 ani. Se pregătește Toma Elica, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3, la Olimpiada de Tehnologii, domeniul protecția mediului, faza județeană. Gabriel Paraschiva, șugarul Claudia Cerasera, șugarul Elena Gabriela, profesor coordonator. Urmează Tonile Roxandra Daniela, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 2, la Olimpiada Județeană de Matematică, locul 3, la concursul de chimie, marca de probană, cu Sara Nechita Petrolea și Enescu Aurica, profesor coordonator. Se pregătește Crisvan Georgiana, Clubul Atletic Roma, locul 3 la Campionatul Național de Atletism Copii București, Olea Carmen, profesor coordonator. Urmează Crisvan Raleș Andrei, de la Școala de Artă Sfântul Celibidat, locul 3 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Bacău și premiul 3 la concursul național Primăvara Artelor Bacău, Duca Vasile Cezar, profesor coordonator. Urmează Trișcău Diana, de la Liceul Program Sportiv, locul 2 la Campionatul Național Individual Lupte, Junioare 4, categoria 52 kg. Profesor coordonator, putea se pregătește pentru faci Constantin Rares, de la Colegiul Național Roman Bode, medalie de bronz, Olimpiada de Informatică, etapa națională, locul 1 la concursul național de matematică Lumina Med. Profesor coordonator Moldovan Florin, Leoreanu Anca Loredana. Se pregătește trupa Arte, reprezentant Radu Maria Antoneta, de la Liceul Teologic Romano Catolic Sfântul Francis de Assisi, premiul 2 la concursul național de teatru medieval pentru ei Sighișoara, Cornenco Marius Peronel, profesor coordonator. Urmează Tudose Ionela, de la Clubul Atletic Roma, premiul 3 pentru Campionatul Național de Vis, aruncări lungi, Arad, Carmen, profesor coordonator.
Georgiana Graziela. La Colegiul Tehnic erau conștiinți, locul 3 la Olimpiada Județeană de Turism și Alimentație. Pântânca luminita lor oferi Silvia Andreea, profesor coordonator. Ziegler Ioan Bogdan, la Liceul Tehnologic Vasile Sau. Locul 3 la etapa națională, Olimpiada Tehnică, proștiță de Cândeala, Guiana Marlena, Sfântul Mihai, profesor coordonator. Se pregătește Civichii Elisabeth, de la școala gimnazială Haide, locul 2, la Olimpiada de Religie Ortodoxă, etapa specială. Liceu Alexandru, profesor coordonator. Se pregătește Ursariu Iulia Marilena, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3, la Olimpiada de Limbi Clasice, limba latină, etapa specială. Tudor Nicoleta, profesor coordonator. Urmează Ursul Ana Maria, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3, la Cursul Național de Fizică și Strada Cristina Marmela, profesor coordonator. În continuare, Vieru Ștefan, de la Liceul Teologic Episcop ISD, Olimpiada de Geografie, faza Ardeseană și mențiunea la Olimpiada de Religie, faza Națională, Arcana Felicia și preot Cosma Eva Vasile, profesor coordonator. Se pregătește Turcianu Ema Medea, de la Colegiul Național Roman Bode, la Bunătării, la Olimpiada de Engleză, etapa Ardeseană, profesor coordonator Sandu Laura. Urmează Zaharia Dragoș Andrei, de la Școala de Artă Serice Limitate, locul 2, la Concursul Național Primăvara Artă, Bacău. Duca Vasilica Cezar, profesor coordonator. Urmează Zamfiroiu Ancuța Nicoleta, de la Colegiul Național Roman Bode, locul 3, la Concursul Național de Creație Limba Franceză, Adolescentă și Francofonie. Rachel Teodora, profesor coordonator. Și ultimul elev premiat la această gală este Zăbavă Ștefan, Colegiul Național Roman Bode, locul 3, Olimpiada de Fizică, etapă Județeană, profesor coordonator Irimia Gheorghe.
Urmează doamna profesor Arcana Felicia de la Liceul Teologic de Pistop. În continuare, domnul profesor Artene Cătălin de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin. Și domnul profesor Artene Dumitru de la Clubul Atletic Roman. Urmează doamna profesor Aruștei Dana de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin. Și se pregătește doamna profesor Bartu Doina de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. În continuare, doamna profesor Pantoi Mihaia de la Colegiul Național Roman Botă. Se pregătește doamna profesor Berjan Lucia Gema de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin. Se pregătește doamna profesor Bătâncă Luminița de la Colegiul Tehnic Miron Martin. În continuare, doamna profesor Volea Carmen de la Clubul Atletic Roman. Se pregătește domnul profesor Budean Liviu de la Liceul cu program sportiv. Urmează doamna profesor Buhai Ilenuța de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Se pregătește doamna profesor Burlacu Crenguța Mihaela de la Colegiul Național Roman Bodă. Urmează doamna profesor Burlacu Viorica de la Școala de Artă Sergiu Cel Vidal. Se pregătește doamna profesor Cărbușor Crina Gabriela de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Urmează doamna profesor Cheri și Monica de la Colegiul Național Roman Bodă. Se pregătește domnul profesor Ciuban Constantin de la Liceul cu program sportiv. În continuare, doamna profesoară Ciobanu Mihaela de la Liceul cu program sportiv.